Salutare și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă aduc la cunoștință 5 produse care mi-au schimbat cumva rutina în ultima perioadă. Să ne înțelegem, rutina mea din ultima perioadă, atât când vine vorba de machiaj, cât și de păr, este una super simplă, rapidă, lejeră, care să nu ia mult timp și, evident, are în vedere machiajul natural și părul cât mai natural așezat. Dar, pentru că mi-ușurează munca, pentru că mă încântă ca textură anumite produse și o să vedeți și un produs de păr care mie îmi place foarte mult, dar o să încep cu începutul și o să vă spun așa, am un ten extrem de deshidratat de ceva luni, cred că de mai bine de jumătate de an. Știți că înainte să nasc vă povesteam celor care mă urmăriți de mai mult timp că tenul meu era un ten gras. În timpul sarcinii a devenit mixt, iar acum este uscat, cu pori dilatați. Deshidratat, aș spune de fapt, nu uscat, este deshidratat, cu pori dilatați. Asta este, mi-l asum, însă rutina mea de skincare trebuie să se schimbe la ceva timp, în așa fel încât să intru în concordanță cu nevoile tenului meu. Și ce o să vedeți pe canalul meu în următoarea perioadă o să fie foarte multe produse care se axează pe hidratare, pe hrănire și nu pe matifiere. Dar, pentru că suntem la acest capitol, sunt niște produse de skincare și aș spune care mi-au schimbat așa ușor rutina și o duc într-o direcție bună. Iar unul din ele este sprayul acesta de la Acvel. Este un spray pe bază de lemn dulce. De fapt, este o esență sub formă de spray. Acvel este un brand corean și, vă spuneam așa, inițial îl găsiți pe Wow Skin, by the way. O să aveți link pentru toate produsele în descriere, pentru tot ceea ce menționez eu astăzi. Inițial nu aș putea să spun că i-am dat foarte multe șanse acestui produs, pentru că am zis, câte esențe și câte tonere n-am încercat eu până acum, ce poate să fie diferit. Ok, hai să vedem. Și, mamă, un fir de păr aici care mă enervează, nu se poate, mă mănâncă. Așa. Și m-am uitat un pic, mi-am făcut lecțiile, m-am uitat pe internet să văd cu ce ar putea fi deosebit această esență de la Acvel, care, by the way, are pH 5,5 și am mai făcut un reel în care spuneam că această esență combină știința cu ingredientele naturale. Are la bază centela asiatică, care calmează, lemnul dulce, care aduce hrănire și strălucire pielii, însă, o chestie foarte interesantă, este o esență pe care, evident, o puteți folosi după toner, ca un surplus de hidratare. Ce fac eu, în schimb, este să o folosesc pe bază de primer, chiar după crema hidratantă, pentru că lasă o hidratare, o luminozitate și, în același timp, un film nu lipicios în sensul rău, că am mai spus eu de-a lungul timpului, ci un film așa frumos care ajută fondul de ten să se așeze bine de tot pe piele și să rămână cu acel luciu de sănătate. Și mai mult de atât, mai fac o chestie, îl aplic la câteva ore după ce am aplicat machiajul, peste machiaj, când simt că tenul meu se matifiază și nu neapărat că se matifiază, dar simt că mă strânge puțin. Ăsta este un spray care nu deteriorează machiajul și puteți să îl reaplicați peste cantitate mai mică decât folosiți atunci când îl aplicați pe post de skincare, dar ce face el e să readucă luminozitate, să readucă efectul ăla de hidratare și să ofere elasticitate tenului uscat, tenului deshidratat. Sincer, dacă aveți tenul deshidratat, o să vă ajute foarte mult spray-ul ăsta. Vă spuneam că îl găsiți pe Wow Skin. Mie îmi place extrem, extrem de mult. Și când vine vorba de rutina mea de skincare din ultima perioadă și, în general, ceea ce gândesc eu în ultima perioadă, e cumva un fel de return to basics. Și să folosim rutine simple, care funcționează, cu produse care, într-adevăr, fac ceea ce promit. Ăsta face ceea ce promite. Nu este extrem de scump. Cred că e 120 de lei, are, las că vă zic imediat câți mililitri, are 100 de mililitri. Chiar aș vrea să vă rog să îl încercați. Am impresia că cei de la Wow Skin oferă și variante de tester, dar n-aș vrea să spun o prostie. O să vă las în descriere toate detaliile. Dar ei îl recomandă ca pe un spray, o esență sub formă de spray care poate fi folosită în rutina de skincare.
personal, eu vi-l recomand și ca idee de skincare peste machiaj și ca primer. Pentru că este foarte, foarte bun în toate cele trei privințe. Skincare, primer și skincare peste machiaj. Reîmprospătare peste machiaj. Ah, și încă o chestie. Nu vă gândiți că este un spray de fixare sau un spray de glow, pentru că nu face asta. Deci nu este un spray de fixare a machiajului, este un spray de reîmprospătare a machiajului. Și pentru că suntem tot la skincare, un brand nou pentru mine, dar pentru că vă spuneam de ideea asta de return to basics, este un brand care m-a uimit din multe puncte de vedere. O să fac un clip dedicat acestui brand. Se numește Skin 1004. Eu am aici o cremă sub formă de gel. O să vă spun așa doar câteva cuvinte. Toate produsele din această gamă, Madagascar Centella, sunt pe bază de centella asiatică. Asta este o cremă sub formă de gel pe care atunci când o aplic îmi hidratează tenul, se absorbe foarte repede în piele și se comportă bine sub machiaj și simt că mi oferă elasticitatea de care am nevoie. Pe timp de vară, produsul ăsta este minunat. Evident, dacă aveți nevoie de mai multă hidratare, mai spre toamnă, mai spre iarnă, nu este neapărat cel mai potrivit produs, dar pe timp de vară, asta este o cremă care se absorbe repede, și nu lasă filmul acela gras și inconfortabil pe ten. Arată bine sub machiaj, vă spuneam, nu este lipicioasă deloc. Conține centela asiatică care calmează pielea. Vreau să vă spun mai multe și o să vă spun mai multe despre brandul ăsta pentru că trebuie să aflați niște lucruri foarte importante despre un produs, mai exact o esență, ampule, da, care are 100% extract de centela asiatică. Adică nu mai conține nimic pe lângă extractul de centela asiatica. Dar o să vorbim într-un clip viitor. Bine, de fapt eu o să-l filmez astăzi, dar vedem dacă îl postez înainte de ăsta sau după ăsta. We will see. În orice caz o să aflați mai multe despre Skin 1004. Pe să-l găsiți tot pe wowskin.ro. Să știți că wowskin.ro are foarte multe produse coreene și aici mă adresez în special pasionaților de skincare și din zona asta de skincare cu produse coreene. Vreau să vă zic că au niște produse minunate, au niște produse pe care nu le găsiți pe alte site-uri în România și, sincer, dacă vă uitați așa pe TikTok, pe Amazon, nu știu, și vedeți un produs corean, dați un search pe Wowskin, s-ar putea ca ei să-l aibă. Sincer, pe mine m-au uimit pentru că au foarte multe produse, nu este un site extraordinar de mare, însă are o varietate destul de mare de produse, așa că o să vă rog să mergeți la ei pe site să vedeți. S-ar putea să găsiți acolo ce nu găsiți în altă parte. Nu promit 100%, dar în multe din cazuri mie mi s-a întâmplat acest lucru. Și aș vrea să merg acum în zona de machiaj. Am două produse care se leagă împreună. De fapt, amândouă îmi plac atunci când lucrez cu ele împreună. Și acestea sunt stick-ul acesta de la NYX, se numește NYX Wonder Stick. Este un produs cremos cu două capete, are iluminator și contouring. Sunt niște stick-uri. N-aș putea să spun că iluminatorul m-a dat foarte tare pe spate, sincer. Este, da, pentru zona asta de natural, un glow natural și lejer, zi de zi. Da, funcționează. Ce m-a dat pe spate, în schimb, la acest stick, este tocmai culoarea aceasta de contur. O să vă las în descriere și un Reels pe care l-am făcut în detaliu cu aplicare și aici o să vă arăt un demo în care veți vedea și pensula aceasta. Imediat ajung și la pensula cu care l-am aplicat. Nuanța mea este Light Medium la Wonder Stick de la NYX și de ce îmi place foarte mult? Culoarea aceasta de contouring este cu subton rece, nici foarte, foarte rece încât să dea senzația aceea de cretos, dar este o nuanță nemaipomenită pentru culoarea mea de ten. Nu știu, îmi dă un contouring natural. Bine, ce mai e fain e că nu este într-atât de rece încât să nu o poți folosi și pe post de bronzing. Sunt mai multe nuanțe, cred că sunt 5 sau 6 și pentru prețul pe care îl are undeva în jur de 60 de lei, acest double-ended stick, da, să-i zicem așa, e pentru prețul pe care îl are, spuneam, are niște culori minunate, dar pentru culoarea mea de piele, repet, este singura nuanță care se potrivește în zona de contur.
Din punctul meu de vedere, celelalte nuanțe sunt mai mult bronzere și nu sticuri de contur. Dar eu aș zice să mergeți să încercați și să vedeți, poate pentru nuanța voastră de ten, se potrivesc și la contouring. O chestie interesantă la sticul ăsta este că nu pătează. L-am aplicat și direct din stick, direct pe fondul de ten și mai apoi blenduit cu burețelul sau cu pensula. Mi se pare că se blendește mai bine cu pensula, dar depinde de gusturile fiecăruia și de îndemânarea fiecăruia. Nu pătează, vă spuneam, și îți dă timp să lucrezi cu el. Nu este foarte mat, este cremos, se usucă mat, însă nu imediat. Adică dacă nu ai o mână formată, poți să te joci cu produsul până când ajungi în punctul în care tu consideri că este îndeajuns pentru ceea ce ai tu nevoie la contouring. De altfel, poți să-l fixezi cu pudră, poți să nu-l fixezi cu pudră. Cam rămâne acolo. Eu n-am fixat cu pudră și nu se ia nimic, însă depinde de tipul de ten al fiecăruia. Eu vă spuneam că am tenul acum deshidratat și nu simt nevoia de pudră. Și pentru că vă spuneam că ați văzut această pensulă, este de la Cajol. Îmi place extraordinar de mult. Este din noua lor colecție. Numărul este KF09. Este o pensulă pe care, da, cu peri sintetici, pe care o puteți folosi și la concealer, dacă vreți, și la uniformizarea pleoapelor. Puteți să o folosiți și la fondul de ten, dacă aveți fața mai mică. Eu pe fața mea mare, nu mă chinui prea mult, dar la contouring, la blush-ul cremos, la tot ceea ce înseamnă produse cremoase, bronzere și așa mai departe, e minunată pentru că este flexibilă, deși este densă. Și e foarte moale, adică în momentul în care se întâlnește cu pielea, nu o agresează deloc și mi se pare foarte, foarte faină. Îmi aduce aminte de o pensulă, cred că de la MAC, pe care MAC nu o mai produce acum, cred că de la MAC, dar foarte, foarte faină. Și încă o chestie, este una din pensulele din noua colecție de la Cajol, care nu, atunci când o curăți, nu chelește. Nu își lasă pe șervețel sau în chivetă fire de păr. Pentru că o să vă vorbesc și despre întreaga colecție, aproape întreaga colecție de la Cajol. Sunt unele pensule care chelesc și asta nu îmi place, dar pe aceasta, cu precădere, vă recomand din suflet KF09. Găsiți toate pensulele de la Cajol pe colțul de make-up și o să vă las și un cod de reducere dacă vă interesează. Și ultimul produs este o perie de păr. Da. Știți că mie îmi plac foarte, foarte mult periile de păr. Demet, îmi scapă numele. În fine, o să las pe ecran. Îmi scapă numele, nu pot să cred. În fine, între timp, de când m-am apucat de coafură, sunt la început de drum, vă spuneam, în zona asta, dar mie mi se pare că lucrurile mi ies cât de cât ok. Și pentru că mă pasionează și zona asta, am început să fac research în zona asta de hairstyle, de produse, de ustensile, de ce mai trebuie mie. Și la un job, cred că în Suedia, una din personalitățile pe care le machiam eu la un show și îi făceam părul evident, avea această perie cu ea. Este de la Kent. Hai să o aduc așa mai aproape. Da, invers. Este de la Kent. Eu credeam că produsele de la Kent nu se găsesc la noi în țară. După cum observați, perii sunt... Eu nu știu din ce material e, un plastic, dar sunt foarte, foarte flexibili perii. Pentru ce e bună în special peria asta și la ce o folosea persoana despre care vă vorbesc? Și imediat am cerut link. Am zis, neapărat vreau link, o comand din orice țară. Până când am realizat că se găsește la noi pe Mac și costă 59 de lei sau 54 de lei. Kent este un brand care într-adevăr e vestit pentru produse de păr și în special pentru perii și pieptin și așa mai departe. Pentru cele care vă faceți bucle, wavy, nu știu, beachy style, cum mai vreți voi, nu contează, orice tip de bucle, peria asta desface la final buclele fără să le deterioreze. Este o perie nu neapărat de detangling, pentru că ea nu descălcește neapărat părul, ci aranjează buclele la final fără să le descălcească și fără să le deterioreze. Da, asta cred că e cea mai bună variantă. Nu știu să vă zic mai multe despre ea. Este Kent P
PF19, da. PF19 cred că este numărul ei, pentru că sunt mai multe, dar în special asta, vă spun sincer, e minunată. Și atunci când faceți retuș pe parcursul zilei, a, e și super ușoară, eu o port cu mine, că ea este acum în mână la mine, dar imediat zboară în valiza pentru job, pentru că urmează să plec la un alt, la un job în Statele Unite. Și această perie merge cu mine peste tot, la fiecare job de acum, pentru bucle. Când voi face bucle, ea desface buclele și le așează foarte frumos, fără, a, da, și e antistatică. Asta e altă chestie. Că nu electrizează absolut deloc părul. Absolut deloc. Indiferent că aplicați produs, ulei, bucle sau cremă de menținere a buclelor, asta nu are acel efect de, de electrizare. Da. Și astea sunt produsele. Astea sunt. O să aveți link în descriere spre toate. Mă bucur că am făcut din nou un clip de genul acesta. Mi-era dor și mă simt bine acum că l-am făcut. Am niște ochi super mega umflați, nu știu dacă voi vă dați seama, nu prea am dormit aseară. Da, tot felul de gânduri de pregătire, de plecare spre acest job, dar it's ok, it's ok. Mai filmez un clip și după aceea mă duc să mă culc. Vă pup! Sper că v-au plăcut produsele, adică sper că v-au plăcut. Sper că vă ajută recomandările mele. Dacă încă n-ați încercat produsele, aș zice să le dați o șansă și aștept în comentarii părerea voastră despre ele după ce le folosiți. Iar cei care deja le-ați folosit, sunt curioasă dacă aveți aceeași părere ca mine. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!